Bay ceza sahasına gönderdi. Kafa! Topalarda gol! Topalarda gol! Alexandru Iepureanu seviniyor. Alexandru Iepureanu a deschis scorul în minutul 32 după o lovitură perfectă cu capul. Acesta a fost și primul gol marcat în campionatul Turciei din acest sezon de jucătorul selecționatei Moldovei. Peste doar 4 minute, Emanuel Adebayor a dublat avantajul după o greșeală a defensivei adversarilor. Gioțepe a reușit să reducă din diferență în ultimul minut al jocului. Asta însă nu a fost suficient ca să evite înfrângerea. După 7 etape disputate, Istanbul Başakşehir a acumulat 13 puncte și se află pe locul 5 în Turcia. Lider este Galatasaray cu 19 puncte la activ.